La 6.000 de kilometri distanță de casă, muncitorii asiatici au prins gustul Crăciunului românesc. Dar pentru cei mai mulți dintre noi, prezența lor este un real ajutor în perioada sărbătorilor. Fără ei, multe dintre restaurante ar fi închise, iar coletele sau mesele calde nu ar mai ajunge la timp. Mediterran? Într-un cămin din zona Grozăvești, Rai și colegii săi petrec împreună de Crăciun. Chiar dacă sărbătoarea nu are legătură cu religia lor, spiritul tot i-a prins. What about your family? It's in Nepal? Yeah, they are in Nepal. Pe cele două etaje locuiesc zeci de oameni veniți din Asia. Toți și-au lăsat familiile la mii de kilometri distanță pentru a-și găsi un rost printre străini în țara noastră. How many people live here? Approximately like 80. We are living good. Yeah. Yeah? Yeah, we are living good. Cei 80 de asiatici din acest cămin sunt doar o mică parte din comunitatea de muncitori sosiți din Nepal, Vietnam, Sri Lanka, Pakistan, India sau Bangladesh. Cei mai mulți își dau întâlnire în timpul liber la o terasă din obor. Just having a party with friends and just having some drinks, that's it. Where are you from? Sri Lanka. What about your family? They're all in Sri Lanka. I'm just working here. Do you miss them? Of course. We also respect your culture and your festival. Eat together, drink together, yeah. În ultimii ani, numărul de muncitori străini în țara noastră a crescut și de 20 de ori. Cei mai mulți sunt muncitori asiatici și ocupă zeci, chiar sute de posturi în domenii precum horeca sau construcții. În funcție de religie, unii petrec Crăciunul, alții nu, dar cei mai mulți muncesc în această perioadă. Managerii de localuri se bucură că pot să țină deschis și în perioada sărbătorilor. I got a chance to work and I'm very happy to give us services to our customers. Sunt religii care au alte sărbători, nu cea a Crăciunului, așa că sunt dispuși să lucreze în perioada asta. Se vor împărți puțin cu românii care preferă să aibă Revelionul liber. Numai anul trecut în România s-au angajat aproape 100.000 de muncitori asiatici.